Buena Brașov, România. Varadu este primul la antrenamente. Se apropie și trece în viteză. Prea aproape, mult prea aproape. Se bucură de reușită, dar este prea devreme. Varadu ia antrenamentele în serios, dar zăpada îi joacă feste, iar sportivul face cunoștință cu pământul. Ai luat cu margine acum, l-ai luat. Poate, trebuia să mă întorc, dar n-am avut cum. Este o accidentare ușoară, dar staful medical dă ca sigură revenirea sa în sezonul următor. Hai! Oprea intră pe pistă, timiditatea însă costă, iar antrenamentul se încheie în zăpadă. Varadu insistă, de această dată aproape reușește. Însă ratarea tensionează atmosfera. Campionul antitră amuză fanii prin modul în care se întoarce la linia de start. Oprea încheie antrenamentele, tot cu o căzătură. Snowboardul rămâne așadar un sport foarte dificil, dar sezonul viitor, vicecampioana promite că va lupta pentru titlu.